e înțeleasă greșit noțiunea de pelerin în România. Dacă ești sau te declari un pelerin la Sfânta Parascheva, devii automat un pupător de moaște. Dacă ești un pelerin la locurile sfinte din Ierusalim sau la Torino, la Giurgiul Mântuitorului, devii o persoană care știe să aprecieze dimensiunea spirituală a vieții. De unde această dihotomie? E presa de vină? E o comunicare poate insuficient adecvată a autorităților religioase? Și vă întreb asta pentru că presa din Spania sau cea din Italia, acolo pelerinajele sunt tratate cu infinit mai multă decență. Domnule Cătălin Raiu, să încep cu dumneavoastră. Cred că aveți dreptate. Impresia mea este că această imagine asupra pelerinajelor în România este puternic filtrată sau mediată de mass media. O mass media care, de altfel ca întreaga noastră societate, suferă crunt de ceea ce se cheamă analfabetism religios. Analfabetismul religios definit în termeni, să spun, succinți și în logica în care se discută tema în forurile internaționale, este ceva de genul nu știi ce anume înseamnă o anumită religie sau religia în general, nu întrebi și nici nu vrei să știi, dar emiți foarte multe păreri. Acum, dacă suprapunem, spre exemplu, standardele OSCE privind recomandările, privind modul în care presa este datoare să reflecte subiecte religioase, o să vedeți că presa din România este, pe de-o parte, e dur cuvântul analfabet religios, pe de altă parte este superficială și din întreg spectrul religios decupează doar acele episoade sau pasaje care nu, crede Aduc ea că rating. produc rating. Exact. Vă dau un exemplu de recomandare foarte directă din partea OSCE față de presă. Presa este datoare să nu cultive stereotipuri negative referitoare la comunitățile religioase. E o recomandare democratică. De ce? Pentru că atunci când cultivi stereotipuri negative, învrăgbești pe termen lung la ceea ce se cheamă hate crime, hate speech. Tensionezi societatea, pui diverse grupuri sociale unul împotriva celuilalt, iar efectele pe termen lung sunt nocive. Gândiți-vă că aceste recomandări din partea forurilor internaționale sunt fundamentate ideologic, a spune, în ceea ce s-a întâmplat la jumătatea secolului al XX-lea în Europa. Totul a culminat vis-a-vis de chestiuni care atingeau conștiința religioasă cu Holocaustul. Deci, pornind de la Holocaust, noi ca democrație trebuie să ne luăm foarte multe precauții pentru a reflecta evenimente religioase în presă sau, și mai interesant, în spațiul digital, care e nemoderat, practic, de mai nimeni, și pentru a ne asigura că pe termen lung, nu, societatea totuși caută consensul, își caută un bine comun, nu caută să fie divizată la nesfârșit. Atunci, părerea mea despre pelerinaje este că, da, ar trebui pe termen lung, sigur, nu se pot face minuni referitoare la modul în care ele sunt reflectate în spațiul public. Ar trebui pe termen lung să creștem gradul de alfabetizare religioasă, de educație religioasă în țara Și cine ar noastră. trebui să o facă? De regulă, sigur că primul dator să facă lucrul ăsta și să garanteze de fapt orice drept și orice libertate este statul. În toate democrațiile este mandatul statului să se ocupe de chestiuni de genul ăsta. După cum știm, nu putem să lăsăm totul pe urma statului și atunci societatea cu propriile energii, fie că vorbim de segmentul universitar, fie că vorbim de segmentul asociativ, nu, de asta până la urmă am înființat și eu FOB România, doar pentru a milita pentru lucruri de genul ăsta, fie că vorbim de culte, trebuie ca toată lumea să-și canalizeze energia către această construcție democratică a felului în care este receptat în mentalul colectiv evenimente de genul pelerinajelor. Domnule Bănică, ați scris o carte foarte densă despre fenomenul pelerinajelor în România. E înțeleasă greșit noțiunea de pelerin la noi? Voi începe cu câteva referințe la prima dumneavoastră întrebare. Da, există pelerinaje laice, sunt bune exemplele pe care le-ați dat,
De ce ele au loc? Pentru că orice pelerinaj din lumea asta reprezintă o ruptură în cotidian, reprezintă o ruptură în timpul laic pe care îl avem cu toții și simțim nevoia să intrăm într-un alt spațiu în care avem o întâlnire cu extraordinarul. Extraordinarul se poate numi casa lui Elvis sau se poate numi, depinde de gusturi și de orientarea pe care o ai în viață, se poate numi racla Sfintei Parascheva. Doi, ați făcut referință la Occident, la pelerinajele din Occident și la presa occidentală, care spuneați dumneavoastră, tratează cu ceva mai mult, nu atât respect cât Decență. deferență, decență, fenomenul pelerinajelor. Aici eu mă simt obligat să adaug un lucru, chiar dacă pentru unii dintre cei care ne urmăresc astfel de rămași pot părea desuete sau învechite. Europa, în forma în care o cunoaștem noi, a fost construită, printre altele, de apariția universităților occidentale și a studenților care pelerinau iarăși și a profesorilor care pelerinau între, știu și eu, între Padova și Universitatea din Paris, dar și de pelerinaje. În marile pelerinaje din Occident, Santiago de Compostela, ce exemplu să mai dau acum rapid, Chartres sau pelerinajele din nordul Europei, au construit Europa, pentru că ele au presupus această deplasare continuă de oameni. De ce, sau Lourdes, mai nou, mai nou, un secol și un pic în Franța, de ce ele sunt tratate mai respectuos? Pentru că deja în Occident există ideea de a trata cu deferență alegerea religioasă a fiecăruia și doi, în acest moment fac referință la pelerinajul de la Santiago de Compostela, care era aproape mort în anii 80. Foarte puțini oameni mai pelerinau, a redevenit din nou un pelerinaj la modă, dar atenție, este un pelerinaj destul de sincretic, nu întâlnești doar creștini practicanți acolo, ci și oameni care vor să-și depăsească sinele, care vor să facă mișcare, care au trecut la această opțiune de viață bio, eco, verde, tot ce doriți dumneavoastră. Da, într-adevăr, în acest moment, în Din câte România, înțeleg, așa. fenomenul sau pelerinajul este ca un fel de organism viu care pulsează. Da, care pulsează, care are. O să mai discutăm despre asta, cred, în emisiune, care, cum spun francezii, ne pas figé, nu este băgat într-o matrice și spui că acolo a rămas. Nu va fi afectat nici de istorie, nici de evoluția democratică, nici de pandemie în cazul nostru. Și ceea ce spuneți dumneavoastră, și cred că o să mai revin această temă în discuție, am descris-o pe larg în cartea mea Nevoia de miracol, fenomenul pelerinajului în România contemporană, apărut la Polirom în 2014, e vorba de stigmatul pelerin. Într-adevăr, în România, în acest caz, și încerc să fiu cât se poate de neutru posibil, cu toate că eu însumi sunt un pelerin la rândul meu, nu aveam cum să scriu o carte despre pelerinaje dacă nu intram în pielea pelerinului, eu însumi am fost stigmatizat ca pelerin. Am simțit lucrul ăsta pe propria mea piele. Nu e foarte ușor de suportat acest sentiment. El e foarte frustrant pentru pelerin. Nu mai vorbesc pentru biserică care trebuie să aibă în grijă acest pelerinaj. Iar în ceea ce privește reflectarea pelerinajelor în media din România, eu am propria mea teorie pe care încerc să o dezvolt în următoarele studii pe care le voi scrie. Vă rog să mă urmăriți cu atenție pentru că mi-e destul de greu să expun această idee, pentru că e destul de fină, o spun cu modestie. Religia populară, religiozitatea românilor întotdeauna a avut un grad foarte mare de a fost amestecată cu miracol, minuni, foarte apropiată de natură, foarte apropiată de ciclurile din natură, de miracolul vieții. E religiozitatea fără a absolutiza țăranului român, dacă vreți. Numai că, în acest moment, satul românesc e, o vrem sau nu, suferind, nu zic altfel. S-a laicizat și el, bineînțeles. Nu mai există acea legătură vie, normală, pe care oamenii o aveau cu ciclurile naturii și cu evoluția naturală a lucrurilor. În schimb, acest gust și apetit pentru religiozitate populară a rămas. Inclusiv, ce să vă spun, scandaluri legate de viața personală a preoților. Întotdeauna au fost și la sat. Știu că și bunicii mei consumau acest gen de
acest gen de poveste, dar respectau instituția preotului, care era imobil, atenție. Am impresia că lucrurile astea, care sunt extrem de fine de decodat și de explicat, mass media din România, care are păcatele ei, o știm foarte bine, dar e bine că există, a prins din zbor această idee că religiozitatea populară transpusă în presă, în televiziune, vinde în continuare foarte bine, pentru că e încărcată de emoție, cere click. Dumneavoastră știți mai bine decât mine. Orice știre religioasă cere click. Preotul din satul așa a fost prins făcând ciocolată cu plante. Dau un exemplu printre atâtea altele. Lucrul ăsta, dacă o făcea altcineva, poate că nu era atât de interesant. Dar, și aici închid și intervenția mea și închid și bucla, întotdeauna, în orice, în religia creștină și în ortodoxie, raportul acesta de forțe între religia oficială, care este religia bisericii, a ierarhilor, a preoții, și religiozitatea populară a fost foarte fin. Unor în istoria noastră a fost, ortodoxia, după părerea mea, a procedat cu anumită înțelepciune pentru că a tolerat până la o anumită limită aceste forme de religiozitate populară. Dar, în mediul digital și odată cu explozia și democratizarea internetului, religiozitatea populară câștigă teren în fața religiozității oficiale. Uitați-vă, doar atunci când apar, sunt sărbătorile mari de peste an, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci, mass media se transformă și în îndrumător și ne spune ce nu trebuie să faci de tăierea capului Ioan, nu trebuie să tai obiecte rotunde. Dacă la sat, în lumea satului, oamenii găseau echivalențe directe, aveau obiecte în curte, erau, repet, fără a idealiza, aveau această comunicare cu natura, o astfel de știre, asta o știu din propria mea experiență, proprii mei prieteni îmi spun, uite uai ce face Biserica Ortodoxă, ia uite ce știre aici, să nu tai pepeni în ziua de Sfântul Ioan, ha, ha, ha. Dar nu e vorba de asta. După părerea mea, asistăm la o repopularizare cu efecte destructive la adresa imaginii atât a bisericii, cât și în sporirea stigmatului asociat celor care practică. Stop, am terminat. Da. E foarte interesantă teoria noastră și mi-ar plăcea să revenim în timpul dezbaterii, discuției asupra ei. În același timp, aș vrea să-l întreb și pe domnul Bănescu dacă sunt pelerinii de la noi mai altfel decât cei din afară. În primul rând, eu constat că poziția mea în acest dialog fără mască, deci sincer, e ușor fragilizată de calitatea oficială pe care o am și pe care aș vrea să o las în afara discuției noastre. Sunt onorat să particip la această discuție alături de doi specialiști consacrați pe zona religiosului și a hermeneuticii faptului religios în spațiul public, pelerinajul ține exact de acest domeniu al manifestării religiosului în spațiu public. În orice societate democratică, această manifestare a religiosului în spațiu public, care prinde uneori chipul, iată, al pelerinajului, mai multe chipuri ale pelerinilor compun un singur chip, chipul pelerinajului, acest fapt trebuie lăsat practic să funcționeze firesc, să respire firesc. Organismul nostru comunitar, din care face parte evident și biserica, funcționează firesc în măsura în care lucrurile fundamentale care îl compun nu sunt stingerite sau sunt stingerite într-un grad care nu atrage disfuncționalități. Introduc această idee pentru că una dintre întrebările pe care mi le-am ridicat eu însumi în minte și care este pe buzele multora dintre cei pe care și dumneavoastră i-ați menționat a se situa în afara sferei religiosului, cei care comentează a priori critic orice manifestare a religiosului în spațiu public. Amintiți-vă de problema icoanelor în instituții, în clase, problema religiei, cum spunea domnul Raiu, comentarii abundente, sfaturi la discreție
în absența culturii care să te califice pentru asemenea păreri. Ei bine, în contextul epidemiologic în care ne aflăm, Bucureștiul situându-se, iată, într-o stare de alertă roșie, se consumă totuși, e adevărat, diminuat în contextul unor măsuri fără precedent ca rigoare, se consumă totuși un pelerinaj. Mulți întreabă dintre cei, repet, critici, de ce să acceptăm lucrul acesta? Nu se putea lipsi biserica de asta? Să știți că eu însumi mă simt uneori puțin stingherit când îmi pun această problemă, când mi se spune că secțiile ATI sunt excedate și eu însumi cred lucrul acesta. Am avut prieteni bolnavi, mi-am pierdut un foarte bun prieten medic, foarte cunoscut, de vrednică pomenire, îi rostez numele pentru că e vorba de marele profesor Ovidiu Băjenaru, marele nostru neurolog pe care am avut privilegiu să-l cunosc foarte, foarte bine. Dar dincolo de toate astea, nu trebuie să uităm că voci foarte limpezi din spațiul culturii autentice, al științei de carte autentice, al conștiințelor civice, precum gânditori occidentali ca Henri Lévy sau Giorgio Agamben sau Michel Weber din Belgia, oameni care au atras atenția că nu trebuie să ne pierdem, sau mai precis, nu trebuie să capitulăm total în fața unei situații în care ne aflăm și în sensul de a pune un capac peste tot ce presupune reacții firești ale vieții noastre. Pentru că există riscul unei scufundări într-un întuneric al non-faptelor, al non-activității, al renunțării definitive. Cu asta închei, pelerinajul de anul acesta, spre deosebire de cel de la Sfânta Parascheva, care n-a beneficiat de o predictibilitate atât de necesară în organizarea unor asemenea evenimente, cel din București este riguros adecvat la condițiile în care ne aflăm și pe care biserica nu le-a sfidat niciodată, spre deosebire de grupuscule radicale, extremiste, care nu o reprezintă și care își fac uneori apariția. Ce am vrut să spun este că putem să ne păstrăm reflexele normalității și a merge la un pelerinaj pentru un om credincios, desigur, e un gest reflex de normalitate spirituală. Acest lucru deci poate fi posibil și dovedim până în acest moment că este posibil să se desfășoare un pelerinaj, iată, atipic în România, cu rigoare, cu disciplină, în ordine, în condiții de igienă maxime. Deci este posibil. Deci nu trebuie să renunțăm la normalitate. Mai adaug doar atât, vă rog să-mi iertați incursiunea prea lungă. Expresia noua normalitate este foarte insidioasă și periculoasă. Nu, ce trăim de 8 luni de zile nu merită numele de normalitate. Este o nouă anormală normalitate. Noi trebuie să ieșim din ea și pentru asta avem nevoie de un exercițiu în limitele impuse acum de lege, de recomandările medicilor, avem nevoie de acest exercițiu al libertății și de recuperarea normalității. Așa este, domnule Bănescu, dar pe de altă parte, așa cum ne sugerează o parte dintre cititori, există țări care au amânat din rațiuni sanitare sau de siguranță sanitare, au amânat anumite pelerinaje. Și întrebarea este, oare nu ar fi trebuit să amânăm și noi? Sau, dacă vreți, cât datorăm în vremuri de pandemie Cezarului și cât lui Dumnezeu? Cred că datorăm în mod egal. Raportul acesta nu trebuie să se schimbe în favoarea Cezarului și nici în favoarea lui Dumnezeu, deși în situații limită înclinăm lăuntric tocmai spre zona credinței și a cercetării din punct de vedere spiritual. Această criză pe care o traversăm, dacă nu o descifrăm și în cheie spirituală, cred că ratăm foarte mult. Nu doar economicul există, nu doar orizontul imediat și realitatea imediată. Există în noi și dincolo de noi lucruri care nu pot fi anulate. Dacă vă referiți la posibila anularea pelerinajului, aceasta
ar fi fost probabil posibilă dacă autoritățile de stat impuneau total lucrul acesta. Nu știu cu ce consecințe în zona încălcării libertății religioase, este domnul Raiu, un redutabil expert, dar temeiul legal al organizării pelerinajului din aceste trei zile îl constituie hotărârea de guvern 856, care în anexa 3.9 descrie negru pe alb și riguros faptul că un eveniment public recte pelerinajul religios poate fi organizat doar pentru cetățenii din orașul respectiv. Deci nu s-a forțat în niciun fel legea prin această organizare a acestei sărbători. Ne-am conformat unui cadru legal și unui cadru drastic de măsuri pe care, iată, oamenii cu minți și credincioși dovedesc că sunt capabili să le respecte. Eu aș spune că ar trebui să ne bucurăm că trecem acest test și nu să ne lamentăm și post factum că am organizat ceva care a ieșit bine. Da, vă mulțumesc. Apropo de încălcarea sau restricționarea drepturilor religioase, am să-l întreb pe domnul Raiu dacă este de acord cu anumite discuții din spațiu public și mă refer și în România și în țările din vest, în care se invocă restricționarea anumitor libertăți religioase provocate de pandemie. Foarte direct se încalcă libertăți religioase și apoi pe domnul Mirel Bănică, dacă dânsul ca pelerin se simte restricționat din punctul de vedere al libertății religioase. Fiind o perioadă în care energia autorităților publice trebuie cu precădere canalizată pentru lupta împotriva virusului, este firesc ca anumite drepturi și libertăți să fie restricționate. Dar această restricționare, ne spun standardele internaționale, trebuie să respecte simultan mai multe condiții, pentru că dacă nu le respectă, consecințele, în special cele pe termen lung, sunt din cele mai grave, ca să nu spun chiar că au iz totalitar. Acum, particularizând discuția pe subiectul pelerinajelor, cel de la Iași și cel de la București, ce am observat eu a fost că am avut de-a face cu niște restricții generale la nivel de societate, aplicabile tuturor domeniilor, dar în cazul pelerinajelor, cu o suprarestricționare, s-a pus în mod voit, mi s-a părut mie, lupa pe pelerinaje, din rațiuni pe care le bănuiesc, nu știu, electorale sau de imagine, sau poate că îmi scapă rațiunile adevărate din spatele acestor suprarestricționări, ceea ce nu este un lucru ok. În momentul în care guvernul face lucruri de genul ăsta și mai comunică în spațiul public și chestiuni, nu știu, mă chinui de mult să găsesc cuvântul, sinonimul care se spune delicat, perverse, ăsta ar fi cuvântul. Spre exemplu, o sintagmă care a făcut furori în spațiul digital este că virusul nu știe legi. Și dacă virusul nu știe legi, înseamnă că nu-l combatem cu legea mână. Ba da, totul trebuie făcut în democrație cu legea mână, legea fiind acel contract social dintre noi, cetățenii, respectiv între noi și stat, care anterior aplicării au obținut consensul nostru. Deci nu ne putem dezmembra ca societate, ca și corp politic, în numele unui ideal, care sigur poate să fie o țintă validă de atins, lupta împotriva pandemiei, dar în același timp, pentru că nu deținem toate informațiile, poate să fie o țintă ușor falsă. Din perspectiva democrației trebuie să avem tot timpul în minte faptul că drepturile și libertățile sunt pe primul loc totuși. Gândiți-vă că, de fapt, lupta împotriva pandemiei tocmai asta vrea să scoată în evidență, că punem pe primul loc dreptul la sănătate și dreptul la viață în această perioadă. Atunci, dacă punem pe primul loc dreptul la viață și dreptul la sănătate, haideți să nu fim ipocriți și să ne dăm seama că și în România, ca și în Occident, cultele religioase au fost și sunt în această perioadă a pandemiei un asset, un aliat. Biserica Ortodoxă, din câte știu, a estimat la 5 milioane de euro sprijinul financiar direct către zonele vulnerabilizate de această pandemie. Cultele mai mici au făcut și ele propriul inventar. Eu aș spune că nu în bani trebuie contabilizat sprijinul bisericii pentru societate, ci mai degrabă în capital social, în capital spiritual,
și așa mai departe. Deci, ca să vă răspund, cum să spun, sintetic la întrebarea dumneavoastră, da, au fost restricționate mai multe drepturi și libertăți, printre care și libertatea religioasă. Problema în România este că nu s-a restricționat cu legea în mână, nu s-a restricționat mergând pe un tipar democratic, așa cum s-a întâmplat în alte țări. Într-un minut... Era timp să se meargă pe un asemenea tipar? Era obligatoriu să ai o astfel de legislație înainte să vină pandemia. Pentru că imaginați-vă că România intră mâine în stare de război. Noi avem o legislație care ne pregătește pe noi ca populație să facem față acestei situații, inclusiv din perspectiva drepturilor și libertăților. Da, cu alte cuvinte, domnule Raiu, dar pandemia a venit pe neașteptate. Nu, n-a venit pe neașteptate. Nimic nu vine pe neașteptate în democrație. Și războiul vine pe neașteptate, dacă o luăm așa. Dar avem legislație care ne arată ce drepturi și libertăți ne sunt restricționate în stare de război. Spre exemplu, dumneavoastră o să vină să vă ia mașina de acasă, armata română, pentru că va avea nevoie în efortul de război. Știți lucrul ăsta dinainte să se întâmple. La fel, exigențele democratice internaționale impun ca pe stare de urgență sau stare de alertă cauzată de o pandemie să existe în legislația națională a fiecărui stat modalitatea în care drepturile și libertățile sunt restricționate. În felul acesta, populația știe de la început la ce se aștepte și nu ai momente de tensiune. Dar totuși aveți dreptate când mă întrebați lucrul ăsta. Problema este că din martie, de la debutul pandemiei sau sfârșit de februarie până, iată, sfârșit de octombrie, România nu a produs acea legislație care să asigure neutralitatea restricționării vieții religioase, să folosească un limbaj juridic coerent și așa mai departe. Problema este că din martie până în octombrie am stat degeaba și intuiesc eu că vom sta și în continuare degeaba. De asta avem tensiuni sociale, de asta avem discuția asta și din păcate de asta rămânem în continuare într-o stare de incultură în privința libertății religioase. Da, domnule Bănică. Da, am ascultat cu mare atenție ce au spus cei doi interlocutori ai noștri și mă simt, e de datoria mea să fac o observație pe care am încercat să o subliniez și în articolul publicat chiar pe acum două zile pe platforma dumneavoastră contributors.ro. Uităm toate, absolut toate părțile implicate în discuție, uită un adevăr simplu și foarte clar, inclusiv biserica, și eu sunt uimit, și mass media, pentru că memoria e proaspătă, pelerinajele, forma unui rând de așteptare, cu sute, zeci de mii, poate sute de mii în anii buni la Iași, de care mi-e foarte dor, dar asta e altă problemă, sunt o invenție, și nu mă feresc de cuvântul invenție, relativ recentă. Când a fost adus capul Sfântului Andrei la Iași? La jumătatea anilor 90. Eu văd această aducere a capului Sfântului Andrei și pelerinajul sub forma unui rând de așteptare regularizat de jandarmi, de preoți, de autoritățile locale. Eu îl văd mai degrabă ca pe o noutate religioasă. Poate un istoric al religiilor sau un istoric al bisericii mă poate contrazice, dar nu cred. Pentru că acest stil de a pelerina într-un rând de așteptare foarte lung este foarte recent. Și de ce a fost el posibil? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că ceea ce numim modernitate, nu o să o definesc acum, ne-a permis acest lucru. Este ieftin să iei un autocar până la Iași, îți poți permite un autocar, CFR-ul suplimentează trenurile, chiar și avionul. Fără mai vorbi, eu am văzut foarte clar lucrul ăsta, în 2000 și un pic, fără mai vorbi de faptul că familiile și-au putut permite să aibă o mașină individuală. Da? Și-au putut veni în grupuri mai mari sau mai mici, sau să închirieze un microbuz, au putut veni la Iași. Vă dau un exemplu dintr-un alt spațiu geografic pe care l-am studiat, am fost acolo. Atunci când am scris cartea mea despre religia romilor, a trebuit, n-aveam cum altfel, să merg în sudul Franței, într-un loc numit Saint-Marie de la Mer, unde se păstrează niște relicve foarte pretențioase și prețioase, relicvele femeilor mironosițe și a Sfintei Sara. E patroana țiganilor din toată lumea, nu este recunoscută ca atare de
de biserica catolică, dar țiganii, atenție, nu folosesc cuvântul rom în cazul ăsta, pentru că mulți dintre cei care vin acolo nu se recunosc în el, dar e cu tot altă poveste și altă istorie. Țiganii din toată lumea fac acest pelerinaj la Sfânta Sara. Saint-Marie de la Mer este un loc greu de atins pe harta Franței. Este acolo unde râul Ron se aruncă în Marea Mediterană, e o deltă, era foarte greu de ajuns. Era un pelerinaj local, micuț, foarte nostim pe undeva. A rămas un pelerinaj foarte vesel până în ziua de astăzi. Atunci când, la sfârșitul secolului XIX, 1800 și un pic, nu mai țin minte data exactă, este construită o cale ferată, el devine un pelerinaj național pentru francezi și chiar european. Ce vreau să spun prin asta? Fluxul de pelerini a putut fi asigurat datorită tocmai acestei dezvoltări a mijloacelor de transport. Cum spuneam și în prima mea intervenție, niciun pelerinaj din lumea aceasta, fie că e în România, în Spania sau în alte locuri, niciun pelerinaj nu este un produs finit, nu e o mașină care funcționează fără cusuri, ci este condiționat, ați văzut, și istoric, este condiționat și social, este condiționat și de evenimente complet neprevăzute, așa cum este această pandemie. Ei, ce a făcut? Și aici cred că autoritățile au simțit bine, și nu doar cele românești, ci autoritățile din toată lumea. Virusul a blocat, a gripat aceste mecanisme care permiteau aducerea pelerinilor în siguranță la pelerinaj. Așa cum am încercat și să scriu, m-ați întrebat și opinia mea de pelerin, pe care o dau cu dragă inimă, cu toate că asta mă face să mă dezbrac puțin de haina de specialist al fenomenului și să ies puțin din neutralitatea la care pe care sunt obligat să o am. Nu cred că pelerinajul în sine și forma de a pelerina sub forma stai la rând, la aer, cu distanță, cu atingere, în general, vă rog să mă credeți ca pelerin, vă spun, atingerea de raclă e fugară. Nu ai timp să persiști acolo în fața raclei. Reprezintă 1% din timpul total. Nici măcar, nici măcar. Nu cred, încă o dată, nu pelerinajul în sine este contaminant. Contaminant este aducerea pelerinilor, nu dăm exemple electorale, am zis că nu o facem, cu toții știm celebrele localități care trimit zeci, chiar sute de autocare, poate să o facă, e dreptul lor, biserica nu poate interzice acest lucru, serios acum, nici teologic, nici practic să o facă, dar ceea ce a blocat această pandemie a fost aducerea pelerinilor în condiții de siguranță și, la un alt nivel, mult mai subtil și simbolic, este această dublă acțiune a contaminării. Pentru pelerini, a te atinge de racle și a fi într-un loc unde sunt depuse raclele sfinților, cei care cred, are o acțiune contaminantă pozitivă, este ca un foc, ca un alcool concentrat care șterge, dacă vreți, puterea virusului și a bolii, fără a mai vorbi de injecția de speranță pe care le-o dă pelerinajul, poate că idealizez puțin sau nu, pentru cei care sunt critici, care nu cred în astfel de lucruri sau care prin religia pe care o au, cred că nu s-a vorbit suficient de mult în această criză de poziția cultelor bisericilor neoprotestante din România, care în mod tradițional sunt critice față de fenomene ca pelerinajul și e dreptul lor să fie, pentru că sunt fundamentele chiar religiozităților se bazează pe această opoziție și antagonism. Dar cei care, repet, care sunt critici față de acest fenomen, văd că aici ar fi vorba de un efect contaminant. Eu nu sunt specialist, n-am studiat asta. N-am de unde să știu cât de contaminant este prezența la rând. Și închei intervenția mea personal, ca om care consumă presă și care e interesant de ceea ce se întâmplă. Și nu am văzut un istoric al bisericii. Nu cred că noi avem, așa cum se întâmplă în Franța sau în alte țări avansate din punct de vedere academic,
nu cred că noi avem un istoric al epidemiilor. Nu mici cărți care sunt scrise oportunist, hai să facem o carte acum rapid pentru ca să o vindem. Nu dau nici nume, nici titluri care au apărut. Da, apărut recent la Humanitas o asemenea carte. Nu aceea. Nu mă refer la cele de științifice și tehnice. Mă refer la, în general, la titluri care sunt necesare, dar nu scrise rapid pe colțul mesei, știți. Ce s-a întâmplat? Nu știu, aș vrea să știu. Ce s-a întâmplat cu bisericile din București în timpul marilor ciume, marilor pandemii? Ce s-a întâmplat cu bisericile din București în timpul războiului? Cum am reacționat noi în felul nostru specific? Pentru că suntem în alt colț de lume, suntem altfel modelați din punct de vedere religios. Ce s-a întâmplat cu practica religioasă în acea perioadă? Am terminat. Repet, fenomenul pelerinajelor este un fenomen de dată recentă. Încă n-am avut capacitatea, inclusiv, cum a observat domnul Raiu, cred că încă n-am avut nici capacitatea, nici voința de a-l prinde într-un cadru legal, să știm ce facem cu el. Dar de asta e bună această criză, pentru că ne ridică niște întrebări foarte prolifice, cred, dincolo de disputele din spațiul public. Terminat. Vă mulțumesc. Domnule Bănescu, înainte cu câteva zile de pelerinajul de Sfânta Parascheva, dacă nu mă înșel, și oricum înainte de pelerinajul de Sfântul Dimitrie, a existat un soi de polemică, în ghilimele, între stat și reprezentanții bisericii. Și apropo de ce spunea domnul Raiu, aș vrea să ne spuneți cum a sprijinit biserica în această perioadă de pandemie autoritatea de stat. Încep cu a doua parte a întrebării dumneavoastră. Începând din luna martie, când toți ne-am trezit în fața unei situații care ne-a pus la zid, ca să zic așa, nu doar în case, în perioada stării de urgență, a început o mobilizare, vă spun din interior, fără precedent, în zona caritabilă. S-au organizat de la nivel de parohie, prin Consiliu Parohial, opere caritabile care au însemnat adunarea de alimente, dar bani, în primul rând, voluntariat, bine articulat, în vremea când bătrânii n-aveau voie să iasă din casă decât 2 ore pe zi, în perioada lunilor aprilie până pe 15 mai, deci martie, aprilie, mai, foarte mulți voluntari ai bisericii, în colaborare, evident, cu la acea vreme, cu jandarmeria, au mers în foarte multe case, întrucât fiecare parohie cunoaște ce bătrân vulnerabil are. Deci, practic, ajungerea bisericii la ușa credincioșilor neputincioși și vulnerabilizați, apoi, sigur, cuantumul acesta financiar, care s-a tradus prin achiziționarea de aparatură medicală pentru foarte multe spitale, mai ales din zona Sucevei la vremea respectivă și nu numai. Adică, biserica a simțit nevoia firească, de altfel, și atât de clamată în materializarea ei, de a oferi un ajutor foarte concret în zona socială, în zona caritabilă. Acum, sigur, fapta caritabilă e rodul credinței, pentru că altfel aterizăm într-un activism pur care nu e caracteristic bisericii ortodoxe. S-a putut organiza așadar biserica foarte bine și eu aș spune că a fost exemplară alături de toate cultele religioase din țară. Nu știu de niciun cult care să nu fi devenit aliat al autorităților în această perioadă. Și profit de context să spun, cultele religioase într-un stat democratic nu sunt nici anexele statului, nici adversarele lui, sunt aliate în mod firesc. Această alianță durează și funcționează în măsura pe care domnul Raiu a descris-o foarte bine, a respectării, a grădinăririi relației respective, a zonei libertății religioase și, așa cum știm toți cei prezenți în această discuție, principiul subsidiarității care alimentează relația stat-biserică, stat-culte, este foarte importantă.
Așadar, biserica a ajutat în mod firesc și nu trebuie să ne lăudăm cu asta, Doamne ferește, iar suma aceea încerc să nu mai pomenesc deloc, pentru că, într-adevăr, nu cuantificăm în bani un ajutor care trebuie oferit de orice entitate într-un context de criză. Revenind, e vorba de circa 5 milioane de euro, am înțeles, nu? Aproximativ, da. Inițial, la sfârșitul perioadei de stării de urgență, era 4.300.000, de atunci a mai trecut mult timp, deci ne apropiem de acel prag pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Revenind la prima parte a întrebării, l-am ascultat cu multă atenție și ca întotdeauna cu maximă reverențiozitate pe specialistul Mirel Bănică. Noutatea religioasă pe care unii ar putea o identifica în această adaptare la context pandemic a pelerinajului, aș spune că e una care poate fi identificată doar la nivelul măsurilor luate acum în spațiu citadin în care se desfășoară aceste pelerinaje pentru protejarea celor care participă la ele, adică rândul respectiv, marcarea traseului pentru păstrarea distanței, sigur, împărțirea măștilor, a dezinfectanților. Bineînțeles că acestea sunt amănunte stingheritoare cumva pentru omul credincios care, îmbarcat în vehiculul credinței, avansează spre racla cu Sfintele Moaște într-un mod pe care nu-l înțelege un om care n-a stat niciodată la un pelerinaj. Dar dincolo de asta, biserica ca instituție parteneră a statului în context social și mai ales pandemic are această datorie, obligație să asigure formal și în conținut aceste lucruri. Așadar, aș spune că participarea la pelerinaj a căpătat o formă conjuncturală, sper eu, unică, să nu mai trebuiască să trecem prin asta, în contextul pe care îl cunoaștem. Dar dincolo de asta, într-adevăr, ceea ce spunea și domnul Mirel Bănică, transportul cu autocarul a devenit un subiect de discuție, mai ales înainte de pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Era problematic în sine, însă experți din zona libertății religioase au sesizat lipsa de suport, de temei legal pentru circulația cu autocarul doar la destinația pelerinaj. Devenise problematic lucrul acesta. Alte destinații erau libere din acest punct de vedere. Deci iată cât de importantă este predictibilitatea, limpezirea unor lucruri într-un dialog public. Avem mass media abundente în România. Guvernanții noștri, în dialog, în consultare cu experți din zonele conexe politicului în context de pandemie, au datoria să ne vorbească foarte limpede. Este ceea ce eu însumi, și cred că aici mă întorc chiar la întrebarea dumneavoastră, mi-am adus aminte de prima ei parte acum, am amendat, ca să spun așa, într-un mesaj personal, lipsa acestui dialog. Pentru că nimeni nu este omniscient, iar când e vorba de zona atât de delicată a religiosului care antrenează cele mai adânci lucruri din om, cu acestea e bine să nu te joci, e bine să fii limpede, să fii onest, cetățeni sau dragi români, că se poartă expresia, iată ce se poate, ce nu se poate, iată de ce nu e posibil, iată ce temei legal avem pentru a limita temporar, să ni se spună și cât, acest lucru. Eu nu cred că există o majoritate de cetățeni care sfidează în mod reflex autoritățile. Nu există așa ceva. Aș spune că, dimpotrivă, majoritatea cetățenilor s-a conformat, a internalizat aceste reguli, se vede acum limpede pe dealul Patriarhiei, cum toată lumea în mod natural le respectă, dar această lipsă de dialog a antrenat tensiunile despre care vorbim. Iar dincolo de asta, ulterior, când ne-am îndreptat spre pelerinajul de Sfântul Dimitrie, a existat acel moment tensionat într-adevăr, când am aflat într-o zi că acest pelerinaj pur și simplu nu se va ține. Atât. A venit în spațiu public această informație, iar eu mi-am permis atunci, constrâns de
mă rog, situația oficială pe care o am, să întreb de ce nu poate fi posibil un dialog și mai ales cooptarea în sfera atât de fină a responsabilităților care antrenează efecte publice și tulburări într-o zonă a oamenilor credincioși, majoritar totuși în România, de ce n-ar fi posibil un dialog și cooptarea unor experți din zone conexe deciziei politicului. Ulterior, lucrurile s-au reglat, a fost o tensiune, aș spune, fertilă, pentru că a și apărut a doua zi invitația la dialog chiar din partea domnului președinte, ulterior din partea domnului prim-ministru, care au acceptat, firește, acest dialog. Și nu e vorba doar de Biserica Ortodoxă Română. Acest dialog trebuie să funcționeze în mod impecabil cu absolut toate cultele religioase din România, care, cum adesea spunea domnul Cătălin Raiu, conțin în ele însele majoritatea acelei societăți civile la care ne gândim uneori. Cultele religioase aglutinează, ca să spun așa, această societate civilă, care sigur are manifestările ei în zona credinței și a expresiei în spațiul public. Permiteți o mică intervenție? Vă rog. Foarte mică. Am urmărit, domnule Bănescu, cu multă atenție ceea ce spuneți dumneavoastră, dar mă simt obligat să adaug un lucru. Toate pelerinajele din lume, absolut toate pelerinajele din lume, că sunt lumea islamică sau în altă parte, au această componentă de religiozitate populară foarte, foarte mare. E pelerinajul bisericii, biserica ordonează și riguros, canonic, nu se schimbă nimic de sute de ani într-un pelerinaj, foarte bine. E pelerinajul autorităților în România, cum spuneam, relativ recent, pentru că la începutul anilor 90, cei care au trăit atunci pelerinajele, ordinea și disciplina în rând era menținută de studenți sau de benevoli, de voluntari. Dar în același timp, o vrem sau nu, este și pelerinajul maselor, al oamenilor, care au tendința de a acapara acest pelerinaj. Am scris în cartea mea pe vremuri, m-a marcat foarte mult, la un moment dat când rândul la Iași era blocat, că rândul e ca o locomotivă care duduie, o femeie ridică umbrela în aer și zice: pelerinajul nu-i nici al primăriei, nici al bisericii, nici e al nostru, al oamenilor, Sfânta Parascheva e a noastră. Deci au tendința de a-și apropria acest fenomen. Ei, și aici intervine un lucru de o maximă subtilitate, pe care eu doar îl semnalez. Nu încerc nici să-l judec, nici să dau o soluție pentru asta. Ce te faci când pentru o parte din pelerinii care sunt acolo, această putere sacrală a moaștelor și a gestului religios și a faptului de a pelerina, alungă, dacă vreți, puterea reprezentată de virus. Nu întâmplător, nu dau nume, nu e treaba mea acum să fac asta, nu întâmplător, acum am un mic proiect de sociologie monastică. O să apară în curând, sper, în curând, nu chiar foarte curând, și un studiu mai legat despre asta. Dar în unele dintre mănăstirile în care am fost și le-am vizitat, călugării nu purtau mască în mod ostentativ, pentru a arăta că ei sunt protejați de Dumnezeu. Foarte bine. Poate că așa este. Întotdeauna monahismul, orice monah din lumea asta a avut o mică tensiune și cu lumea și cu autoritățile biserice și cu cele laice. Dar pentru a reveni la subiectul nostru, o parte dintre pelerinii care sunt aici nu poartă sau poate vor fi obligați de autorități, nu știu. Dar fac intenționat acest gest și ca terapeutică, să-și arate că opțiunea lor radicală, religioasă, face parte, că e opțiune bună, că nu greșesc în credințele lor. Ei, aici, din acest moment, încep să iasă tensiuni și scântei între cei care zic, ia uitați ce se întâmplă, și cei care, inclusiv biserica, încearcă să ordoneze și să regularizeze acest fenomen. Deci nerespectări ale regulilor stricte, le leg de această religiozitate populară care întotdeauna a fost foarte liberă, foarte spontană și efervescentă și foarte greu de disciplinat de toate părțile care organizează un pelerinaj. Am terminat. Doamna Pănică, v-am să vă întreb, de fapt, și una din întrebările cititorilor.
cărora le mulțumim. Din observațiile dumneavoastră, copiii pelerinilor de ieri sunt pelerinii de azi, dar cei ai pelerinilor de azi vor fi la rândul lor, vor face la rândul lor pelerinaje? Aș putea să vă răspund doar parțial, că nu am de unde să știu. Am văzut efectul benefic, mi-a ieșit cuvântul, dar ăsta este. Am văzut efectul benefic al orelor de religie. Așa cum sunt ele, imperfecte, criticabile, tot ce vrem noi. E clar că există o anumită populație 50 plus, 60 plus, atâta timp cât nu vom avea un studiu cantitativ de calitate, n-am de unde să știu care e vârsta media celor care participă la pelerinajul de la Iași. La București e puțin diferit, pentru că e un pelerinaj urban, poate să revenim la asta, și bazinul este de recrutare din București și de unde cred și pericolul ceva mai mic în ceea ce privește transportul pelerinilor. Dar revenind, am văzut la pelerinii tineri, deci cei care au crescut în democrație, cei care au crescut cu libertate religioasă și drepturi religioase de care vorbea domnul Cătălin Raiu mai înainte, am văzut un act pelerin mult mai asumat, mult mai integral, mult mai conștientizat teologic, dacă vreți. Dar să nu se creadă, și asta de unde și succesul pelerinajelor, asta e o expresie curentă printre preoți, să nu se creadă că cei care vin la pelerinaje rup ușa bisericilor. Mie îmi place foarte mult aceasta. E foarte simplă și destul de plastică. Pelerinajul este un act și un ritual religios foarte la îndemână pentru mulți dintre oameni, mulți dintre credincioși, și din cauza asta, uitați-vă, cred că frecventarea bisericilor în perioada asta de criză nu a suferit niște schimbări dramatice, dar pentru genul ăsta de oameni care vor să-și manifeste apartenența și identitatea religioasă la ortodoxie prin pelerinaj și prin marile ritualuri ale de peste an, Paște și Crăciun, pelerinajul are o importanță foarte mare. De unde și interzicerea lui, dacă nu interzicerea lui, ci toate aceste restricții sau o posibilă interzicere ar fi avut un impact foarte mare asupra vieții lor și asupra apartenenței lor religioase. Când vorbim de pelerinaj, intrăm în ceea ce în sociologie se numește fapt social total, adică ramificații în toate, în absolut toate sferele societății noastre, inclusiv din punct de vedere, iarăși am scris în acel articol din Contributors, inclusiv din punct de vedere electoral. Și credeți, asta este o întrebare pentru toată lumea, credeți că tehnologia ar putea să schimbe modul în care se face pelerinajul sau în care se fac pelerinajele? Mă refer la pelerinaje virtuale, care ar reduce la zero riscul de contaminare, ca să zic așa. Îmi permit să intervin eu, dar foarte scurt. Mi se pare un scenariu care pur și simplu ar elimina din discuție noțiunea de sacru. Sacrul nu poate fi digitalizat. Experiența de a participa la un pelerinaj sau experiența întâlnirii cu sfințenia, de exemplu în actul Sfintei Împărtășanii, nimic din tot ce ține de organicitatea prezenței sacrului în lume nu poate fi digitalizat, pentru că ajungem în zona chiciului și a unui vid din punct de vedere al relației cu sacralitatea. Așadar, răspunsul meu este nu și mă tem de perspectiva unor încercări naive, le-aș putea numi deocamdată în acest sens. Dacă îmi permiteți o intervenție scurtă? Vă rog. Bun. Deplângeam la începutul întâlnirii noastre faptul că noi nu avem o cultură a libertății religioase în România. Ea e total absentă din spațiul public sau e redusă la sloganuri foarte superficiale. Este total absentă din birourile autorităților publice. Da. Până la urmă, cum să spun, trebuie să ne forțăm să o creăm. Și în ochii libertății religioase sau scrutinând principiul acesta, n-avem voie să facem judecăți de valoare asupra intimității conștiinței religioase a unei persoane.
Pentru mine este irelevant dacă pupătorul de moaște face lucrul ăsta cu anumită rutină sau nu, din ce motiv îl face. Pentru mine pupătorul de moaște este egal cu cel mai rafinat teolog sau cu cel mai rafinat filozof, pentru că libertatea religioasă tocmai asta țintește să protejeze persoana umană în intimitatea propriilor valori și propriei conștiințe. Statul nu are mandat să o agreseze și consideră legitime orice gesturi, sigur, care nu sunt împotriva celorlalte valori ale societății și așa mai departe. Nu poți să invoci libertatea religioasă și să ucizi pisici la liturghie, spre exemplu. Evident că nu poți face asta. Dar acolo când te desfășori într-un cadru al logicii democratice, statul nu are de ce să facă valori, judecăți de valoare asupra gesturilor de acolo. Sigur că abordarea antropologică, sociologică, cum spunea domnul Bănică, istoria pandemiilor în România, sunt elemente foarte relevante de adus în spațiul public și e bine să ne întâlnim de 10 ori în formula asta ca să despicăm firul în patru. Numai că suntem într-un regim democratic. Ne-am asumat lucrul ăsta prin moartea a peste 1000 de oameni în decembrie 1989, care au murit în primul rând pentru drepturi și libertăți. N-au murit pentru 100 de lei la salariu în plus. Suntem în continuare în logica acelui regim democratic și suntem profund restanțieri la capitolul libertate religioasă. Uitați, un alt domeniu foarte sensibil de guvernare și în România și în alte țări și pentru organizațiile religioase este cel al minorităților etnice. Dacă cumva faci imprudența să ai vreun cuvințel ne la locul lui atunci când te referi la minorități etnice, o să vedeți că se ridică un nor de cenzură așa din societate și pumnul greu al statului care spune ai greșit aici și pe bună dreptate. Așa stau lucrurile. Dacă în schimb faci imprudența să ai un discurs larg împotriva elementelor și valorilor religioase, nu există niciun fel de cenzură a societății. Nu există o filtrare din partea mass media. Nu există, bună oară, și asta e foarte grav, o jurisprudență coerentă și omogenă nici în ceea ce privește atitudinea procurorilor față de cazuri de libertate religioasă, nici în ceea ce privește sentințele judecătorilor. Atât de departe suntem de exigențele libertății religioase. Și de asta simt nevoia să trag tot timpul discuția pe acest subiect, pentru că nu ne place să ne comparăm cu Occidentul. Ne place să credem că suntem stat de drept. Păi dacă suntem stat de drept, rule of law și guvernăm în baza legii, haideți să facem ceea ce spunea domnul Bănescu, să creăm un cadru de dialog instituționalizat între stat, culte, experți independenți, nota bene, și presă, pentru că presa este cea care comunică public, tuturor știe să ajungă în cele mai mici colțuri ale țesăturii sociale cu mesajul respectiv. În absența unor cadre de dialog instituționalizat, în absența rigorilor democratice, discutăm, sigur, foarte multe elemente de detaliu, dar nu mergem înainte. Nu avansăm către un consens social pe care ne-l dorim cu toții până la urmă. De asta va cere ceva timp, pentru că bancherii cer educație financiară, avocații cer educație juridică, veniți dumneavoastră și recomandați și e foarte bine că o faceți educație religioasă. Dar Institutul Național de Statistică cere educație statistică, cum bine știți, dar nu vorbesc de educația societății, ea cere generații, într-adevăr. Eu vorbesc de efortul minimal al autorităților publice de a crea cadrul de dialog instituționalizat, lucru care se poate face într-o lună, două, trei. Corect. Generații. Instituționalizat se poate crea. Domnule Bănescu, este o întrebare foarte directă de la un cititor. De ce nu poartă preoții mască? Răspunsul meu este, ca să spun așa, inspirat din realitate. Realitatea în care mă mișc și eu, probabil mai mult decât domnul care ne întreabă și care sigur a văzut preoți fără mască. Eu văd foarte mulți purtând masca. Așadar, nu-l contrazic pe domnul, doar aș spune că întrebarea domniei sale vizează un număr mic de preoți care nu poartă mască. Dacă se referă la purtarea măștii în timpul liturghiei, până de curând, preotul putea să slujească Sfânta Liturghie fără mască.
Nu sunt sigur și îmi cer iertare pentru ignoranța mea dacă acum în București, unde există situație de alertă roșie, masca a devenit obligatorie inclusiv pentru slujitorii Sfântului Altar. Eu personal, mergând, de exemplu, în provincie la mama mea și la biserică, preoții de acolo purtau mască inclusiv în timpul Sfintei Liturghii, firește, cu intermitențele dictate de actul liturgic. Dar mi-aduc aminte că unul dintre interlocutori, cred că domnul Bănică, a sesizat un lucru pe care și eu l-am sesizat, anume că mai ales în spațiul monahal, în zona monastică, există persoane care, și datorită faptului că trăiesc ca într-o familie, izolați în spațiul lor, sunt refractari la ideea de mască. Problema este dacă pledezi sau îți asumi un discurs anti-măsuri dictate de autorități medicale și dacă ai voie să faci lucrul acesta, mai ales ca monah. Eu suspectez uneori persoane din spațiul monahal poate prea actiate de vizibilitate și care își doresc prea mult ca discursul lor să ajungă în blogosferă, ca să spun așa. Eu cred că fiecare dintre noi avem poziția noastră de slujire în cadrul bisericii. Eu sunt constrâns să comunic foarte mult. Un monah, cum îi spune și numele, este foarte adecvat în zona lui pe care eu o respect cu maximă reverență, pentru că este ceva extraordinar să fii monah autentic. Așadar, cred că nu trebuie să amestecăm apele. Fiecare e responsabil în biserică de misiunea care i-a fost încredințată și cred că în zona medicală, de exemplu, în zona care ține de epidemiologie în contextul în care ne aflăm, nu biserica, nu monahii trebuie să se pronunțe cu privire la validarea unor... Nu ei trebuie să valideze. Unor măsuri pe care, totuși, experții în zona medicală le recomandă. Așadar, purtarea măștii sper să fie pentru o perioadă foarte scurtă. Ar fi masochism curat să integrăm masca în viața noastră de acum înainte, pentru că, dincolo de faptul că e foarte incomod, este nefiresc să vorbim cu masca pe față, dar o facem într-un context în care ne aflăm în atmosfera romanului lui Camus deocamdată, ciuma. Adică trăim o pandemie, e o situație foarte incomodă, acum contextuală în București. Îndemnul Patriarhiei a fost mereu, și iertați-mă, închei imediat, încă din primăvară îndemnul a fost limpede la respectarea acestor măsuri pe care biserica și cultele religioase le-au promovat în cadrul lor. Primesc de asemenea pe e-mail o întrebare în care mi se reproșează că discutăm doar de marile pelerinaje, dar că mai există pelerinaje care au loc cu o frecvență mult mai ridicată și mi se dă exemplu celui de la Prislop. Și sunt rugat, de fapt, să vă întreb dacă la Prislop se respectă regulile sanitare, iar lumea se poate duce în siguranță la pelerinaj. Eu cred că în acest moment a fost istat și pelerinajul de la Prislop, în sensul că nu se mai îndreaptă autocare cu pelerini din București acum spre Prislop. Local, nu pot decât să sper că se respectă regulile, nu am fost recent acolo. Avem obligația, în calitate de oameni care reprezentăm o instituție importantă în țară și în relația cu statul, să îndemnăm pe toți oamenii să-și împrietenească credința cu rațiunea. Cred că e un lucru foarte important. Da, și să-și o armonizeze în chip fericit, într-un mod fericit. Domnule Bănică, ați participat la foarte multe pelerinaje. Aș fi curios dacă ați observat vreo tendință și cum credeți că vor evolua sau ce se va schimba în pelerinajele viitorului? În primul rând, vreau să leg de ultima dumneavoastră întrebare. Nu vor exista niciodată pelerinaje virtuale, pentru că
ortodoxia și religia ortodoxă, așa este ea creată, așa este formatată istoric, gestul atingerii sacrului și a contactului cu sacrul face parte din ființa ei. Nu-i poți lua ortodoxului icoanele, lingurița de împărtășanie și raclele. Asta este religia ortodoxă, e clar și net, covrăm sau nu, și din cauza asta întâlnim probleme. Mă iertați că vă întreb, da. Până acum nimeni nu credea că o să mâncă vreodată sandwich printat 3D. Da, dar pe de altă parte, eu personal nu sunt mare amator de sandwich printat 3D. Le doresc mult succes să-mi spună și mie ce gust are un astfel de produs. Ce vreau să vă mai spun, pelerinaj virtual nu, dar pelerinaj interior da. Și am întâlnit, iar domnul Bănescu cred că poate da și exemple, am întâlnit și ierarhi și preoți care au făcut apel la acest gen de pelerinaj. Acum intru puțin într-un domeniu care nu e al meu, al teologiei, care este infinit mai greu de realizat decât cel fizic. Poți fi un foarte bun pelerin la Sfânta Parascheva, dar neputând participa la acel pelerinaj, poți să faci un pelerinaj interior către Sfânta Parascheva, mult mai greu de realizat. Ce vreau să vă mai spun în schimb, vreau să vă spun că acea purtare sau nepurtarea măștii în mediul monastic, repet, eu la rândul meu sunt condiționat de pandemie, n-am putut să fac prea mult teren etnografic în această perioadă. Ne arată încă o dată, inclusiv discuția noastră aici, pentru eu sunt fericit că mă aflu aici și sunt fericit că decriptăm la nivel foarte fin anumite aspecte care nu trec niciodată în spațiu public. Inclusiv legat de portul măștii de un om, preotul, care trebuie să cânte, care face o mulțime de gesturi codificate, liturgice, este destul de greu, e foarte greu și de unde și pe undeva eroismul de care înclin să cred că dau dovadă purtând acea mască. Pentru că e necesar pentru serviciul liturgic. Prislop, n-am mai fost de câțiva ani la prislop, e unul din pelerinajele pe care l-am practicat, tocmai datorită caracterului său aparte. Cititorul dumneavoastră a sesizat foarte bine nuanța acestui pelerinaj. Este un pelerinaj ad hoc, aș putea spune, foarte popular, care s-a permanentizat. Dacă la Sfânta Parascheva sau la Sfântul Dumitru avem pelerinaje mari o dată pe an, la prislop, acolo unde se găsește mormântul părintelui Arsenie Boca, acest pelerinaj s-a permanentizat. Dar cei care au fost acolo și se vor mai duce, vor trebui să recunoască, dacă sunt onești, că este un pelerinaj care se derulează într-un cadru natural foarte generos, unde printre pelerini, oricum se știa că pelerinajul de la prislop este unul mai strict, mai rigid, mai rece, dacă îmi permit acest cuvânt, pentru că memoria istorică a părintelui Arsenie Boca este una destul de clară și de tranșantă. Deci regulile sunt impuse de el dincolo de moarte, dacă îmi permiteți. Dar și la prislop, evident, și a revenit în discuția noastră, este problema transportului pelerinilor până acolo. Dacă vin cu mașina personală, a sta într-un rând care nu durează chiar așa de mult și unde oamenii sunt distanțați și, iertați-mă, nu fac geografie acum, unde e curent tot timpul, că e ovale și aerul e bun, aș vrea să fiu la prislop acum, nu cred că asta este o problemă. Mă întrebați care este viitorul pelerinajelor? Nu avem de unde să știm. Uitați-vă, pandemia aceasta va trece, ea ne permite să reașezăm lucrurile, inclusiv, cum spunea domnul Cătălin Raiu, domnul Vasile Bănescu, să reașează anumite raporturi de forțe economice, diplomatice, sociale, tot ce vrem noi în această complexă relație dintre biserică și stat, dar pelerinajele au propria lor viață, repet. Ceea ce nu vom ști, sper să mai apucăm acest moment peste 20, 30, 40 de ani, eu constat un val de secularizare în societatea românească pe care eu nu-l băneam acum când am început să fac această meserie în urmă cu 20 de ani, 20 și un pic de ani. Și e o secularizare aparte, atenție, care nu seamănă cu cea din Occident. E o secularizare care
care arată cât de mult se schimbă societatea românească, care ne arată efectele migrației masive din ultimii 10-15 de ani, care ne arată efectele faptului că noi ne-am pierdut și ne pierdem în continuare ruralitatea. Ruralitatea, iarăși, nu idealizez, dar pentru mine țăranii erau acel rezervor de bun simț și de, și de integritate care permiteau să bisericii la rândul ei să-și corecteze din mers anumite excese sau greșeli sau derapaje. Satul românesc nu mai există și nu va mai exista, e clar, în 20 de ani. Nu vă lăsați înșelați de câțiva oameni care se întorc la țară pentru a lucra, a face teleworking, sperând să aibă toate beneficiile satului, dar fără a planta o ceapă în pământ. Asta nu e. Asta nu e un viitor. Nu reprezintă. Da, tot dumneavoastră scriați în carte, dacă mi-aduc bine aminte, că cei românii plecați la muncă în străinătate vin în perioada hramurilor bisericii din locurile de unde au plecat. Vin ei, domnule Popa, dar asta vă spun ca om care a trăit aproape un deceniu în străinătate și care a cunoscut multe familii de români. Copiilor nu vor mai veni. E normal să se întâmple așa, pentru că ei încă au rădăcinile aici, inclusiv cele religioase. Simt nevoia să se încarce din punct de vedere spiritual și afectiv prin venirea la aceste pelerinaje, dar mă îndoiesc că copiilor vor mai face acest gest. Am văzut lucrul ăsta și la portughezii, și la italienii, și la din țările care au migrat puternic în Elveția, țara care o cunosc bine. Ei, părinții, se duceau acasă. Se duceau chiar la pelerinaje în Portugalia sau în alte părți, dar copiii nu mai făceau. Nu, este încă prea devreme, termin, este încă prea devreme pentru a previziona ce se va întâmpla cu marile pelerinaje ale României în timp. Eu sper să terminăm cu această criză și să le putem relua în forma lor atât de frumoasă, dați-mi voie să fiu puțin subiectiv aici, și de vie, începând chiar de anul viitor. Da. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat și ați acceptat invitația noastră. Sperăm să avem asemenea dezbateri, cel puțin la fel de interesante și în viitor. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi cât mai bună. Mulțumim. Și noi vă mulțumim.